Încă de la ora 9 dimineții de astăzi, reprezentanții delegați ai celor peste 1600 de membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Giurgiu s-au întâlnit la Centrul Cultural Ion Vinea. Scopul întrunirii a fost constituit de desfășurarea adunării generale a CRP Giurgiu. Ședința de astăzi a avut 9 puncte pe ordinea de zi și cum în eveniment a fost inclus bilanțul anual de activitate, președintele giurgiuvean al CRE Ion Iorga a dat citire raportului de activitate a Comitetului Director pe 2015. Cea mai importantă soluționare a fost obținerea înscrierii CRP-ului în registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei Giurgiu prin sentința civilă din data de 29 mai 2015, fiind urmată de o serie de demersuri pentru definitivarea relațiilor cu băncile. Urmărind proiectul de hotărâri pentru anul 2015 aprobat de Adunarea Generală, ne-am străduit să ducem la îndeplinire punctele din acest proiect. Una peste alta, activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor de la Giurgiu a fost apreciată de Ion Iorga ca fiind una bună spre foarte bună. Președintele, trecând în rândul activităților mai puțin mulțumitoare, promovarea insuficientă, mai ales în mediul rural, a laboratorului de analize medicale destinat pensionarilor. Din ordinea de zi au mai făcut parte punctele legate de raportul financiar contabil, proiectul bugetului pe 2016, raportul Comisiei Juridice, modificările aduse statutului CRP Giurgiu, prezentarea și aprobarea listei de excludere a membrilor răuplatnici și capitolul diverse.